Dar rezultatul este uimitor. E adevărat că munciți un pic, dar dacă aveți ajutor din familie sau dacă pur și simplu aveți om să vi le aducă măcar până în faza asta, este minunat. Și de aici puteți să vă distrați voi, pentru că voi trebuie să le arătați invitaților, uite ce foaie fină am făcut. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, care acum este în recreația mare, în sensul că m-am gândit la o gustărică. Și asta este greu să fie numit gustărică. Dar aici avem o clătită, care este o clătită de inspirație coreană, care arată așa, în stare inițială. Este un aluat foarte subțire, o să vă placă foarte mult să-l faceți, este foarte spectaculos. E umplută cu brânză și ceapă verde. Dar, desigur, aici înăuntru mai avem omletă. Mai avem din nou brânză, mai avem ceapă verde și avem un sos care o să te facă să te uiți pe pereți și să iei în 10. Așa că, având aceste calificative, rămâneți cu mine ca să aflați cum se face această gustare extraordinară pentru recreația mare. Asta este o rețetă foarte mișto, o să vă placă foarte tare și cred că o să o faceți de foarte multe ori, mai ales că are și un pic de migală și îți liniștește mintea. Dar dacă lucrăm pe zen, o să meargă totul foarte bine. Avem făină, sare și apă. Și atunci începem să integrăm apa, îl lăsăm la odihnit. Adică așa. 10 minute, stă liniștit și după aia iarăși ne jucăm cu el. Așa, avem această bilă sau bulă, nu știu cum se numește. E foarte moale, după cum vedeți, e un aluat foarte plăcut. Îl mai aducem așa către el însuși. Așa, și acum îl împărțim în patru. Puteți să vă luați și voi o șmecherie din aia de patiserie de decupat aluatul. Să păreți mai serioși în fața copiilor. Și acum fiecare bucățică din asta o frământăm aducând partea exterioară spre înăuntru. Da? Și formăm alte patru biluțe. Avem aici cantități egale de făină și de amidon pe care le punem împreună. Le amestecăm. Și asta e partea cea mai spectaculoasă. Începem cu podul palmei. În mod normal ar trebui să obținem în prima fază un diametru de 18 cm. Am văzut că așa spun toate rețetele. Foarte important acest amestec de amidon și făină, pentru că asta le va împiedica să se lipească unele de altele, deși o să credeți că sunt toate șansele din lume să se întâmple chestia asta. Ei bine, nu o să se întâmple. Și de-aia îmi și place această rețetă, în afară de textura aluatului, care este foarte, foarte delicată. Înțingem și facem niște cercuri. Trebuie să le facem subțirele. Vedeți că e destul de elastic aluatul. Chiar foarte plăcut. Și foarte simplu. Dar ce urmează o să vă placă și mai tare. Dar eu zic că suntem bine. Punem deoparte. Presărăm cu încă un pic de compoziție din asta. Și tot așa ne ocupăm de fiecare bucățică de aluat. O să ne distrăm un pic. O să aveți niște emoții și eu am. Pare destul de riscantă această operațiune. O să înțelegeți imediat de ce. Pentru că le punem unele peste altele. Le întindem și mai tare. Adică ar trebui să obținem încă 10 cm în diametru. Nu au să se lipească. La sfârșit o să le dezlipim și o să fie aproape transparente, cam ca aluatul de pachetele de primăvară, dacă vreți. Genul acel de transparență. Spunem un sincer, Doamne ajută! Și să încercăm. Mărturisesc că n-am mai făcut până acum, doar am mâncat. Mi-a fost târșă, se spune, în coreană, nu știu cum se spune. Târșă. Ce-am uitat. Toată coreana pe care o știam. Dar rezultatul este uimitor. E adevărat că munciți un pic, dar dacă aveți ajutor din familie sau dacă pur și simplu aveți om
să vi le aducă măcar până în faza asta, este minunat. Și de aici puteți să vă distrați voi, pentru că voi trebuie să le arătați invitaților, uite ce foaie fină am făcut. Vezi că nu e deloc complicat, dar îți stă inima așa, că ți se pare că faci o chestie imposibilă. Eu zic că suntem bine și acum să vedem dacă am avut dreptate. Adică am avut. Cam asta e textura, este minunată. E cămașă de nuntă. Foarte frumos. Foarte, foarte fin. Le punem la odihnit și începem să le umplem. Mai puțin că aici trebuie să repar eu greșeala pe care am făcut-o. Și le facem pachetele. Imediat vă arăt, mai puțin să fac un pic de curat pe blat și mai ales pe mine. Ne trebuie niște untopit în care pentru început o să ungem suprafața. Puteți să folosiți și hârtie de copt, suprafața pe care le așezăm ca să nu se lipească. Și tot cu unt le ungem și pe ele. Și acum o să facem lucruri frumoase și simple. Gen, punem ceapă verde, doar coada, și brânză maturată de care vă place. Puteți să o radeți și mai mare. Ne asigurăm că ingredientele sunt bine lipite de foaie. Hop. Cam așa. Așa, cât de cât să aibă o formă simetrică. După care intervenim iarăși cu niște unt. Și, evident, închidem pachetelul. Ne gândim să obținem, totuși, o formă simetrică. Și așa procedați pentru absolut fiecare pachetel. Le puneți deoparte, le puteți folosi și mai încolo, dacă sau le prăjiți sumar și după aia le încălziți. Lucruri din astea. Acum o să mă ocup de celelalte. Vă las să vă uitați la seriale. Cam asta am obținut. Le putem păstra chiar așa. Dacă le ungem cu unt, pot să stea și unele peste altele, nu se lipesc. Dacă nu, pe o hârtie din asta de copt, întinse frumos, câte vă lasă inima. Dacă aveți ajutor din familie, repet, e foarte simplu. Înainte de a ne ocupa de ele, prefer să facem sosul, care este ceva care dă farmec vieții. Ăsta nu muncim mult și îl putem face dinainte, deci e foarte, foarte simplu. Și ne trebuie niște maioneză, de care vă place, dacă vreți să o faceți în casă și mai bine. Niște ketchup de care vă place. Asta e un sos pe care îl faceți înainte și îl lăsați în frigider, fără grijă, nu se întâmplă nimic. Niște ghimbir. O să-i dea un pic de forță nucleară. Îl tocați un pic. Depinde acum cine sunt sau cât de mici sunt cei care gustă sosul, dar na, cred că e un gust care se poate cultiva, nu li se întâmplă nimica. Ghimbirul nu e ardei iute. Trece gustul nimeni. Dar dă prospețime. Un cățel de usturoi pe care îl striviți și îl aruncați așa în sos. Niște ceapă verde tocată, un pic de suc de lămâie, dar din nou verificați la final, la fel și cu sarea și cu toate celelalte gusturi. Dar cam asta ar fi tot. Așa că blendăm. Dacă aveți o cană, că vă e frică de blender, puteți să faceți așa. Cam așa. Decât să dați banii pe prostii, mai bine vă faceți sosurile în casă. Și eu zic că ăsta o să vă placă, mai ales că și rezistă la frigider destul de mult. E exact ca la fast food, doar că e făcut de voi. Și mai bun. Wow, ce bun e. Și gata. La rece și începem marea prăjeală. Încălzim tigaia, lucrăm cu unt și un pic de ulei. Avem clătitele noastre. Și ca să facem ce mi-am propus eu să facem, respectiv un super sandwich de mâncat în recreația mare, ar trebui să prăjim două din care să construim o chestie sățioasă pentru deșteptul ăla. Deșteptul familiei. De asta le prăjim pe o singură parte. În mod normal, dacă vrem să le mâncăm, cam
două minute pe fiecare parte ar fi suficient cât să se coloreze frumos, dar fără să le ardem. Înăuntru lucrurile se gătesc foarte bine, pentru că aluatul este foarte subțire, nu o să mâncați aluat crud, deci nu sunt riscuri foarte mari. Dar ideea este să le prăjiți în ceva bun, adică unt. Brânza se va topi, va fi nenorocire înăuntru, asta cu siguranță. Hei, și ca să ne dăm seama ce s-a întâmplat, vedeți că s-au și umflat un pic. Asta e. Asta este culoarea pe care o așteptăm, se produce și un fel de crustă, foarte, foarte plăcută. Vedeți că ea este un pic umflată, ceea ce arată că se simte bine. E ca noi, după ce ne-am întors din vacanță, e nimic foarte special. Cu fața nefăcută în jos, le punem deoparte. Așa. Și acum, ne trebuie niște felii din astea de brânză care ne fac să ne simțim vinovați, dar sunt foarte bune. Care o folosim în burgeri, în toasturi, sandvișuri. Un ou bătut. Și facem așa. Putem să facem cu amândouă în tigaie, dacă mi se pare potrivit, dar eu aș lucra altfel. Aș începe așa, pe partea nefăcută, da? Trebuie să lucrăm repejor, să punem omleta peste clătită, da? Deci nu trebuie să o gătim foarte mult, pentru că ea va continua să se gătească, da? Clătita între timp se face, da? Că pe partea cealaltă era cruduță, cum se spune pe la noi. Punem-o ușor aici. Avem ceapă verde, brânză, o grămadă de brânză. Ei, brânza asta o să înceapă să curgă, foarte spectaculos, exact ca în pozele pe care le vedeți voi la fast food-urile preferate. Eu zic să încercați să puneți și niște sos. Și exact când nimeni nu se mai aștepta, venim cu cealaltă clătită, pe care o întoarcem pe partea crocantă, da? Și o punem peste asta. Nu știu dacă vedeți cum curge și sosul e foarte bun și prăjit, dar brânza aia începe să se topească un pic, știi? Și asta te pune pe gânduri ca om. Ca om acum ar trebui să inversez chestia asta și să nu o disturb. Ceea ce o să fie complicat, pentru că frige puțin, dar am reușit. Apăsăm, când e gata, în două minute jumate, vedeți că nu merge foarte tare focul, întoarceți. Important e, simți că s-a sfârșit totul și că trebuie să îl pui pe ceva, să îl dai la masă, atunci când brânza aia leșină definitiv și începe să curgă exact ca o cascadă Niagara. Niagara este Niagara la chinezi. Ăsta este sandvișul, să-l mâncați sănătoși. Este un sandviș cu clătite umplute cu brânză și ceapă verde, fix pentru recreația mare, dar recreația mare a viitorilor campioni. Să gătiți, să mă pomeniți și nu uitați, un like, un subscribe, un share, Farfuria lui Exarcu, cea mai bună, se știe.